Să arunc în geam acum, acum. Bă, nu, 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 nu! Fă-leu! Salut, șacalilor! Ce faceți? Nu, deci trebuie să vedeți asta. Ia uitați ce am aici. Un Volvo în miniatură. Ceea ce e cam tare, pentru că eu nu mi-am permis vreo două luni și mă joc așa cu el. Și uitați ce se întâmplă dacă îi deschizi ușile și nu ești autorizat. Oh, nu! Cineva mi-a furat mașina! Astăzi o să ne uităm la infractori care au fost prinși în timp ce furau. Adică la hoți la început de drum. Dacă ești hoț profesionist, nu te prinde nimeni, da? Adică uitați-vă la politicienii noștri. Nu uitați, lăsați un like să facem 20.000 dacă vreți. Vă mulțumesc pentru suportul de episodul trecut și să începem episodul. Bun, ia să vedem primul clip. Cum să jefuiești? Așa la început. Vorbești la telefon, mere! Bă, pe ce nici nu interesează, mere! Uite la ce... Nimeni nimic! O să plec acum! Efectiv, omul ești s-a plimbat în... Nu există așa cea. Asta crăpase minții. Uite, a început să râd. Uite! Nu o să poate veri așa, nu există. Păi speriați-vă, olea, că veri am piston! Sperite! Bă, dar m-a rugat, speriați-vă, olea! Apăși-mi, drăgaie! Alo, mamă, ce mă, hai vin, olea, că să iau, că nu mă vor așa să... Să mă iertați să comentez așa mult, dar nu există. Deci așa ceva nu se poate să întâmple așa ceva. Bă, să vină unul, chiar să... Poate n-avea nimic acolo. Bă, dar măcar gestul să te sperii, gen, îl auzi cât țâpă-s așa. Și gen, următoarea ta schimbă și mai bage semințe în gură, gen. Bă, dacă tot e să fii măcar... Bă, haide-mă, olea. Ia să vedem următorul. Să vedem ce se întâmplă. Deci un om jefuiește o femeie. Nu pot să cred. Haide, bă! Haide, bă! Haide, bă, fuge! Uite, olea, nu se poate să cea. Mă, vede, e real. Bă, nu e real asta ceva. Bă, nu-i real așa, nu se poate. Deci eu dacă mi s-ar întâmpla asta, m-a jefui singur. Deci bă, bapi, mă duc și-mi furt din casă singur. Bă, înainte să mă duc o leacă și jefuiesc, exersez un pic cu mine, nu? Cu neamurile mele, mă duc o leacă la mătușii mea, la unchiul meu, la mamaia, mă duc să-i furt ceva. Bă, să mă duc așa, drept prost, așa, să mă duc prost la jefuit, ești prost, prost să mă duc. Bă, o leacă, nici la text nu te duci așa, bă, tocmai citești o leacă. Dar mă duc așa, bă, să-și bată și te ajungi de mine. Ia, următorul, să vedem. Ia, uite-l pe Bogdan aici, Bogdan intră hotărât într-un magazin de așa. Hop! Hop și așa! Nu poți să... Ia uite-l! Ia uite-l! Haide bă! Haide bă! Dă-i mai tare! Ia uite-l! Haide bă! Ia uite-l! Haide! Haide bă că poți! Uite-o dat să moară... Băi băieți, o dat de 8 ori! Trească familia mea! Ia uite-l cum mă dă! Haide bă! Trebuie să meargă mâna! Băi! Fuge! Ia uite-l! Hop! Cu ce fuge aia, mă, cu mătura după el? Bă, mere, eu știu că sticla se face așa, cu nisip, nu, se pune la înfierbântat. Deci ăștia nu cred că folosi nisip, cred că când o căzut un asteroid, da, o găsit ăștia așa și l-o frecat ca asteroidul și-o la praf de asteroid și-o pus. Bă, mere, odată asta două minute, mere, la geamul ăla nu s-o spart, dar ce să, băi, pun, ce-o pus ăștia bă acolo? Nu se poate, bă, să dai două minute în geamul ăla să nu se spargă. Bă, eu mă înclin pentru inițiativa lui. Trească familia mea, că nu, eu pe la a patra mă lăsam, zic, mă, nu se poate. Dar să dau trească familia mea de 20 de ori așa, păi tu-ți dai seama ce febră are la umăr, mâine, ești prost de 20 de ori. Ioti așa, următor aici, frumos se parchează, tragi blocul de handicapați, asta e prima greșeală, da? Că nu se face așa, că vine poliția și îți dă amendă. O pus și cu semnalizarea pusă, e bine, nu atrage atenția. Se iese din mașină, n-are clipul sonor, n-are sonor, nu contează. Așa, haide olea, și-o intrat în casă, ia uite la. Bravo, o spar geamul. TV-ul, nu? Uite, era pornit. Ia uite-l, trească fam, direct de 2 metri. Băi, 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 sor, băi, îl rupe. Băi, trească familia, lai. O, ce fac? Băi, fidget spinner, mă. Nu, adi, băi, uite-l. Băi, să rotea, olea. Nu se poate. Nu se poate așa cea. Uite-te, alea, că veri cum să... Ia uite-l, ia uite-l, la bâlci, ia uite-l. Op, ce-a... N-a existat așa ceva, e la bâlci. Ia uite-l și bă, băi, Mihăiță, venu cu a trească familia. Băi, Mihăiță, te bate geamul, Mihăiță. Uite-l pe ăsta, trească familia, l-a bătut geamul. Haide bă și al treilea, hai Ioane și tu deschide-l, deschide-l Ioane că-l trag acum. Ioti și al... Haide bă. Nu există așa ceva. Bă nu se poate. Haide bă că trece ceasul, se face dimineață, ești prost. Ia uite că-l trage. A uite-l, bine așa aia. Și l-o scăpa. Bă nu se poate așa ceva. Bă ce-a spus acolo, e lapte, banane, ce... Și l-o mai luat sau nu-l mai ia? Nu-l mai ia?
cum l-a lăsat? Bă, sincer, nu mă gândeam că o să fie un videoclip așa de amuzant. Bă, nu se poate, deci așa ceva nu se poate să întâmple într-un minut chestiile astea. Bă, deci mai ușor era veri coșurul belință veri. Deschizi un pic ăla care editai, nu, suportul, care vreo mai multe chili televizorul ăla, ții un suport mai... Violea cu șurubel, uite-l pe ăsta. Trăiască familia mea veri, te-ai tot dus. Ce-o pus ăla, bă, ce geamă e ăla? Cu ce soluție o dat? Deci cred că o crescut așa, hop, vânzări la soluția. Nu se poate, bă, să aluneci trei oameni să duc, nu o să, nu, las-o, vede. Să-i las un bilet lua acolo în geam frumos, zici, bă, iartă-mă, vede, s-am lăsat aici 2 milioane să rep, îmi cer scuze, am vrut să spar, iartă, te rog eu să mă iert, n-am vrut. Acum vă întreb eu pe voi, voi ați furat ceva vreodată în viața voastră, lăsați un comentariu, citesc toate comentariile și dau inimă. Fii sincer, bă, acolo în comentarii că sunt și eu, uite, eu i-am furat inima lui Gagicăta. Gata. Sunt sincer. Bine, cred că i-am furat-o acum un an, când aveam păr. Acum nu prea am furat-o, i-am dat-o înapoi. Continuăm, să vedem. Bă, de ce toate-s filmate așa? De fapt, e camera aia de luat vedere, nu? Da. Deci, la teșghea, cum s-ar spune. Și vine asta cu o țigaretă. Hop! So- aaa, ce sunt... Bă, una reverse card! Ia uite-l! Băi, l-au pus în gură, trăiască familia mea, dacă nu. Uite-l, trăiască familia mea direct. Hop! Ia uite-l, hop! Ce faci? Ce faci? Ha! Oh no, call an ambulance, call an ambulance. But not for me. Oh, tu rei că mă jefuie. Stai, înainte să mă jefuiești, deschid un pic gura. Mi se pare că ceva între dinți ai pistolul ăsta. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Nicio alegere, doar să te predai. Ia să vedem, deci intră tipul ăsta lejer, cu o pungă de McNuggets. Și acolo scoate, îl scoate pe ăsta, nu? Ia să vedem. Ia, vino să-mi zici ce am aici, nu? Și-l scoate pe ăsta. Sau eu zis frumos. A, vă costat o vorbit. A, am încercat să... Poate lua și număr de telefon după jaf. Cine știi? Sindromul Stockholm, nu? Cine știi? Nu? Și uite cum ar veni. A, am încercat să o fure. Opa! Ce se întâmplă? Băi, doi, ia uite, trăiască familia mea de... Ia uite-l! Bă, mamă! Deci ce făceau veri? Erau lângă magazinul de lângă, cred că și-o luat o apă. Mamă, trăiască familia mea cât de ghinionii să fii veri. Trăiască familia mea cât de ghinionii să fii. Ia uite, băi, veri, las-o, veri, în brânza măsii, las-o, veri. Vrei să faci tu un jaf micuț? Așa neînsemnat și intră bandiții ăștia, ce faci? Bă, ce faci? Deci dacă eram în locul ăla, da, și mă punea polițistul, stătea așa. Domn polițist, încă am cer scuze, n-am jut. Că ziceți atâția, trebuie să-i familia mea. Am zis că mai doarme și om. E seară, dar văd că era la cafeluța de seară. Apare nu se bea doar dimineața cafeluța. Interesant. Ia să vedem, continuăm. Săracu, bă. Ia, încă una la fel, ia. Asta s-a întâmplat din cauza că a avut prea mult bun simț. Deci pe bune că dacă băga cațăra în ambele munte așa ia, hop, și punea din ceas așa, așa, nu se întâmplă așa. Domnul vreau să fie film, hai că nu deranjez tot, care sunt mă zic, da? Ia așa, știi, un pic, hop, știi ce prind așa, știi? S-a făcut așa, hop, ia uite, așa, știi? Deci într-o seară, pe, în 2018, văd de la 0:50 dimineața, dar la 1 dimineața, ce se întâmplă? A, să găsesc ăștia doi, trească, oameni, o să fie nebunii. Ia uite, pe ăștia doi cu ghiozdan, o venit de la școală. Trească, aure de după amiază. Am avut și eu. Vă înțeleg, băieți. Vă înțeleg. Ia uite. Așa, scot chetroaile. Cărămizile. Asta e tactica cu cărămizile. Și arunc în geam acum, acum. Bă, nu, 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 nu! Vâleu! Bă, l-omor! Trească familia mea de la... Mamă, cu emoții cer... Mamă, nu se... Mamă. Mamă, nu se poate. Uite-l, uite ce a făcut. L-a lăsat neom. Uite ce a făcut. Mamă. Bă, ia uite. Bă, nu se, bă, nu se, deci nu poți fi așa prost. Deci nu poți să fii așa prost. Când am zis că este la începutul clipului că oamenii la început, bă, nu se poate așa la început. Las-o, veri. Bă, uite-te o leacă la casa de papel, veri, și după încep să faci. Nu faci din prima așa, mă. Bă, rog eu, frumos, să ne mai uităm. Bă, nu se, ia uite-l, mă. Bă, uite-l. Bă. Acum o pică, veri. Bă, veri plankton, uite-l. Ia. Ia uite-l, trească, fa... Băi, neom, uite-l o leacă, legumă-i veri, deci prost, l-o lăsat, uite așa, ești prost, ce să mai... I-o da cu chetroi ăla în cap, ești prost, îți dai seama că pe ăsta îl ia poliția de două ori. O dată pentru tentativă de fur, da? Și o dată pentru tentativă de omor. Ești prost, nu se poate, deci asta...
Ăștia nu erau prieteni. Zic eu, nu erau prieteni. Pe cuvântul meu, dar asta de ce? A fost intenționat. Băi, a fost intenționat. Băi, puteai să strigi, dă-te, bă, o leacă, dau și eu, dă-te o leacă mai încolo. Nu striga nimic, aveți, era direct așa-i luam. Și ultimul să văd dacă închei frumos aici. Deci ăsta se chinuia să intri pe ușă. Mamă, te mai și tai. Dar pare că nu s-o tăia, că era ceva sticlă mai moale, nu? Dar tot îți zgârie o leacă. Trească familia mea. Bă, dar vine poliția, mă, până te... Eu, nu există, nu există așa ceva. Bă, nu se... Nu. No. Bă, nu se poate așa ceva, nu. No. Bă, sunt și eu prost o leacă, bă. Am, sunt și eu, de felul meu așa, am doi neuroni și am două clase, dai uite-l pe ăsta. Haide bă, haide bă, las, nu, dar plecați și mă culcați, haide bă, noapte bună. Chiar mă așteptam să fie așa un clip mai chill, știi, bă, să zic mai chill, știi cum ar veni, dar văd, a fost foarte amuzant, gen pe bune, nu m-a distrat așa niciodată. Bă, dar ăla cu TV, ăia trei veri, nu sunt, ăia, deci ăia stop, deci ăia o să vii top, toată viața mi-am amintesc, bă. Bă, dacă eram proprietarul veri la casa aia și mă uitam pe camera de la vedere, bă, cred că trăgeam unul de la asta veri, bă, suna, haideți bă, să vă dau televizorul, trăiască familia voastră, bă, trăiască, vino, dă, zi-mi cum te cheamă, ți-l dau, ți-l livrez. Eu, veri. Ce stii mai super veri dacă erai proprietar, bă, ce să trăgeai un râs și îl dădeai televizorul, îți luai tu altul, pe cuvântul meu dacă nu. Mă mulțumesc că m-ați urmărit să mergi și pe Instagram și pe TikTok, am început, cum am promis, să postez mai regulat, am început să fac sketch-uri, chiar după ce termin asta, plec să fac un sketch de asta mai haz pentru TikTok și pentru Instagram. Dacă vreți ar fi frumos, ia uite, profilul meu de TikTok e chiar aici, uite, mai avem nevoie de 20.000 de oameni și o să facem 1.000.000, what the fuck? The second million, what the fuck? Până data viitoare, eu ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat.